Oficial târgoviștenii au plecat în delegație, în interes de serviciu, dar după vestimentație, cu atâta eleganță, cu stil și rafinament, nu seamănă vacanță într-un mod așa discret? Domnul primar al Târgoviștei. Actualul? Da, și domnul Bozier. Da. Este domnul Stan, vreți să spuneți? Da. Ce, nu-l recunoașteți după vestimentație? E prea casual, nu? Nu știu, cum vedeți dumneavoastră? E în interes de serviciu după vestimentație sau este în vacanță? Seamănă vacanță. Vacanță? Da. Și altă fotografie. Seamănă cu vacanța. Tot în interes de serviciu. Doamna Oana Vreducă. Consilier ceva? Nu știu, habar n-am. Este în vacanță sau în interes de serviciu aici? Dar nu știu cine e Oana. Vedeți, am... Consilieră domnului președinte. Șefa de cabinet. A domnului președinte? Care președinte? A, da? A, e tot în vacanță. Tot în interes de serviciu. Da, cu blugi rupți, așa, nu știu, trebuia să aibă o ținută, mai office, nu? Dacă, bine, dacă ești în vacanță, te îmbraci așa, dacă te duci într-o delegație, n-ai voie. E despre ce faci, e despre cum faci, despre cum te îmbraci, cum se uită ceilalți când mergi elegant, încet, apăsat, chiar și fetele se uită lung. De la Castelul de Spania, dar oficial, nu e adecvată vestimentația? Nu e. Seamănă vacanță și mai avem o fotografie. Doamna, o recunoașteți? Doamna Oana Vreducă. Șefa cabinetului domnului Țuțeanu. Nu. Unde este densa? La plimbare. Nu se asortează cu misiunea? Nu, nu. Deci seamănă mai multă vacanță? Da. Pe bani publici? Cu bani, fi sigur că vă bani. Da. Unde credeți că se află după cum sunt îmbrăcați? Aici, pe la Chindia, pe acolo, pe undeva. Aici, ce credeți că ar fi? Vacanță sau interes de serviciu? Cam în vacanță. Trebuie îmbrăcat și el cu pantalon lungi, aranjat, dacă eram într-o linie de... La Oana Vreducă, șefă de cabinet a domnului Țuțuianu. Dacă e la serviciu, nu. Nu merge la serviciu așa? Nu se merge. Atunci... La serviciu nu se merge așa. Dar cum se merge la serviciu? Uite, da, eu sunt îmbrăcat haine păi de lucru. Ce, cu blugi aceștia rupți, că așa e moda, nu poți să te duci la întâlniri oficiale? Nu știu dacă e legal. În interes de serviciu ne-a asortat evident. Pentru plecări în vacanță s-au asortat chiar perfect. Să știi că e despre ce faci, e despre cum faci, despre cum te îmbraci, cum se uită ceilalți când mergi elegant, încet, apăsat, chiar și fetele se uită lung.